Bravo, te lucrați cu ceea ce e realism, ucindătoși. Da, domnul Banu are dreptate. Să nu se uităm păstru în bașin. Este, pe de o parte este foarte realistic și pe de altă parte e foarte bașin, către, adică există o piscină, către, un bazin care este golit de apă, nu există apă. A fost ne tam построен на часть современного такого комнаты, где живет этот Вангер. Și în cealaltă parte a scenei există o cameră, un spațiu foarte modern, какой-то гостиница. Foarte modern, seamănă ca un hotel, o cameră dintr-un hotel foarte scump. Modern. И вот соединение левой части с правой, когда актеры перемещаются. Мира, это эти две части, где актеры смещаются de stânga în dreapta. Как мы говорим, играем как в кино. Când eu le spun, jucați ca în film, de exemplu, îi spun actorilor. Играем в бассейне, не кричите. Nu strigați. Говорим, видим друг друга. Să vă observați, să vă priviți. Понимаем, что говорим. Să înțelegeți ce vorbim, ce spunem. Такое, то есть, какое-то атмосферу. Creează o atmosferă foarte importantă. Este другая часть. Pe de altă parte, în cealaltă parte a decorului, люди, unde oamenii люди превращаются в таких там много у меня таких цитат спектаклей. Eu am foarte multe citate în где, например, они превращаются в și oamenii se transformă în какие-то шекспировские персонажи, în ceva foarte shakespearian, adică niște trăiri shakespeariene. Есть сцены, где просто Кастелло держит эту возникает леди Макбет. De exemplu, am o scenă unde Costina se transformă într-o leди Макбет. Или там есть сцена там такая танцует, где она танцует с головой Ира, да. Sau are o scenă, o scenă unde ea dansează cu capul lui Irod ca Solomeia. În ciuda faptului că regizorul ne-a dat o mișcare foarte concretă și niște intenții de care să ne ținem cu dinții, mă simt atât de liberă în acest personaj încât îmi închipui că aș putea face absolut orice pe scenă. Grele sunt multe lucruri. Faptul că condiția fizică este supusă unui tratament rigid, faptul că îmi folosesc vocea foarte mult, nu știu care este mai greu. Cred că acum nu mi se mai pare nimic greu. Reacția publicului este, nu știu dacă neașteptată, dar este, mă încarcă cu atâta bucurie că, într-adevăr, îmi spun mie însămi că a meritat. Au fost 45 de zile intense, cu repetiții destul de lungi, repetiții grele. El a vrut un altceva de la noi, a încercat să ne scoată din comun, a încercat să scoată din noi și alte lucruri de existența cărora poate știam sau nu. E un regizor mare, fără doar și poate, chiar dacă în unele momente poate nu l-am înțeles sau încercam să-l înțelegem cât mai bine cum a spus și Costinela, chiar dacă exista o barieră de limbă, dar una peste alta am încercat să facem o treabă bună împreună, iar produsul pe care noi am reușit să-l facem, spectacolul pe care am încercat și am și reușit să-l construim, sper să fie cât mai bine primit de public și îndelung aplaudat. Un spectacol greu pentru că este fizic greu și pentru cel puțin pentru ce face Costinela și nu numai ea, și Nicu și ceilalți, dar este un spectacol, în primul rând, zic eu, peste media unor spectacole, mă refer la timp. E vorba de un spectacol care durează 3 ore spre 4. Și atunci înseamnă un efort, înseamnă o acumulare de energie, înseamnă un dozaj pentru astfel de travaliu și, până la urmă, asta nu trebuie să se vadă. Publicul nu trebuie să vadă chinul tău, dacă se poate. Deci, sunt povești scrise în urmă cu 100 de ani. Ori partea aceasta nordului, dacă suntem foarte atenți, deține puțină lumină, ca să spun așa, deține. Iau puțină lumină. Ori toată această zbatere a întunericului s-ar putea uneori să nască în ei nu numai dorința de a vedea sirene, de a avea sirene, dar și dorința de lumină. Vangel, am vrut să încep spectacolul de Vangel,
de exemplu, Vanghele este un medic de succes. Primul bășul stres, că se numește operații. Are un trăiește într-un mare stres, pentru că el face tot felul de operații. Ca și de acolo, un hobby, un ieșit la lotchi în mori. Și el are un hobby, urcă în fiecare, se duce cu barca în larg. Ловить рыбу. Să prindă pește, să pescuiască. Большую рыбу ловить. Și să prindă un pește mare. Какой-то такой вечер, в нему в сетку попадает рыба-женщина. Și într-o seară, în plasa lui, a prins o femeie пește. Тут в сетку попадает такая рыба-женщина, наполовину, как русал. Este ca o sirenă. Он ее, как такой возбужденный, как какой-то к нему экземпляр, невероятно. Foarte, foarte excitat de ce a prins, de da, acest exemplar, mai pomenit. Și, și el ia această femeie și o aduce la el în casă. Постепенно он обучает, она не говорит на русском или другом языке. Ea nu vorbește nicio limbă, nici română, nici fel de limbă. Ea e ca un delfin, această femeie pește. Ea strigă ca delfin, precum delfin. Fantazie, он учит ее говорить. Și el în fanteziile lui o învață să vorbească. Учит ее говорить, и он, самое важное, он ее усиляет. Cel mai important, că el se îndrăgostește de ea. Богатый врач. Un medic de succes bogat. Care face operații. Это мог быть довольно страшный врач. Deci, putea să fie un medic... Влюбляется в эту женщину рыбу. Deci, acest medic se îndrăgostește de această femeie pește. У него начинается вот это желание ее перетащить и обучить, чтобы она с ним делала любовь. Și el se наште această dorință, ca pe această se îndrăgostește de ea și vrea să facă dragoste cu ea. Да, и он ну там сложные механизмы. И он механизм фото компликат. Это всё остаётся до пьесы. Deci asta tot rămâne în afara. До нашего спектакля. Înainte de spectacol. Adică în afara. Asta este она уже обучена говорить. Asta este spectacolul nostru deja începe de la momentul în care femeia asta deja știe să vorbească, a învățat să vorbească. Și a devenit deja soția lui. Da, он её как заставил, чтобы она стала его женой. El a i-a impus, a obligat-o să devină soția lui. Dar femeia asta a păstrat în ea această memorie, că ea a fost cândva femeia mării. Instinctul pe care nu poți cu nimic să-l ștergi sau să-l învingi. Asta e tema mare a spectacolului. Mă prezint pe femeia mea, da?